Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre o variantă care vă recomand dacă vă gândiți la depunere careva sume pentru lucru pe site-ul L7 Trade. Deci, în video precedent, eu am explicat cum eu am restabilit suma depusă pe acest site în 30 de zile. Dar cum văd o variantă și mai rapidă, de pildă dacă situația se va menține. Deci, despre ce merge vorba? Deci, eu lucram cu Litecoin, Bitcoin, pe urmă am început Ripple. Dar uitați-vă, ieri am trecut la Bitcoin SV. Și aici, în principiu, un procent și ceva pe zi. Nu pe zi, dar la tranzacții. Dar pe zi putem face 4 minim tranzacții. Acum e 2 întreg și 3. Procente din tranzacții. Deci dacă luăm pe zi, deci calculăm asta undeva, de pildă, 8%. De pildă, aici se poate început cu jumătate de Bitcoin SV, care face undeva un Bitcoin SV 124,8 dolari, jumate undeva e 62. Deci undeva cu rezervă ca să vă ajungă, deci vreo 70 dolari. Dacă depuneți, de pildă, în 2 săptămâni, în varianta dată, poate și mai repede, dacă va fi cursul acesta. Deci dacă eu 15 zile, eu ca calcul un procent jumate pe zi. Dar dacă va fi 2% din tranzacție, deci pe zi iese 8%. Deci uitați-vă, de pildă ați depus 70 dolari. Înmulțim, faci 4 tranzacții pe zi, deci 1,8. Aici banii care faci tranzacții, de la fiecare operație, ele se reinvestesc. Deci nu stau undeva înghețați, deci îți primește un procent compus. Deci am făcut o zi, am lucrat de pildă, ca tare, deci după fiecare tranzacție trebuie făcut, dar eu am luat pe zi de pildă, 8%. A doua zi de pildă am deja 75, care o învârtesc. Încă o dată mai fac. A doua zi. Deci noi trebuie să vedem că noi avem 140, 2 zile, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci practic în 10 zile o să aveți 150 dolari din 70. Dacă cursul va fi la nivelul acesta, deci 2% din tranzacție. Acum luăm altă variantă, de pildă dacă un procent jumate. Asta o să fie 6, dar luăm dacă o să fie câte un procent. Deci 4% pe zi. 70, înmulțim. Deci în 18 zile, undeva vă dublați. Ca regulă aici, tot timpul observ că procentul e mare. Plus, minus, deci la restul, după situație, vă uitați, se poate în fiecare zi de manevrat. Deci la ora 12, ora serverului, 12 noapte, când apare rezerve la schimb, aici undeva 2-3 minute. Și toate rezervele sunt luate de alte persoane, deci uitați-vă, eu cum am procedat, ieri de pildă. 4 schimburi am făcut,
Au apărut la ora 12 și 10 minute. Deci, într-o minută repede am făcut 4 schimbări. Deci, am avut Bitcoin Gold, care l-am schimbat în Bitcoin SV. Pe urmă, Ripple l-am schimbat în Dash. O parte din Ripple în Bitcoin SV, ca să am, aici trebuia minimum 0,5 să am. Deci, aia 0,3 și cu 0,4 și am început cu 0,7. Și avem ceva bonusuri în Ethereum care tot l-am schimbat în Ripple. Și deci dacă mă uit la portofel, deci am început cu 0,73. 1, 2, 3. 3 tranzacții. Deci încă una trebuie să mai fac. Azi o să fie 4. Deci eu am să ajung undeva la 0,8. Deci, în realitate, poate să iasă la mine 60% pe zi. Deci, dacă va menține așa vreo câteva zile, într-o săptămână, e posibil să faci 100% dacă o să fie așa cursul. Deci, așa după situație, deci. La Dash 0,99 0,3 undeva 4 procente deja 1, 2, 3 1, 2, 3 aici 4 s-a dus în lucru. Și Ripple mai puțin al merge 306, 308, 309, 312. După situație. Deși diferă, nu uita timp, e unul și aceeași, pentru că diferite situații este cu procentul. Ripple, vedeți, acum e de in minus și dacă ar fi acum la mine monede, ele ar refuza să fac operația. Pur și simplu, ea a început mai înainte, deja e în lucru. Când situația e așa cum și aici, la Stellar 05, ei nu le iau orderele este în tranzacție. Deci nu le nu-i convenabil. Ei așteaptă până cursul se schimbă să fie măcar jumătate procent. De ce după situație? De ce aș nu am toate monetele într-un portofel? Deci eu cum lucrez primește cu Ripple, Bitcoin SV și cu Dash. Moment actual se primește că Bitcoin SV e cel mai convenabil. Bitcoin Gold tot e convenabil în procent și ceva. Ieri era mai mic, de ce eu l-am scos de aici. Nu, vedeți după situație. Știut, Ripple de aici poate că îl scotem. Îl plasăm ori în Ethereum, ori în Zcash. Ethereum trebuie ieși undeva 100 și ceva dolari, ce trebuie mai mult. Dacă Zcash, undeva 40 dolari. Și aici vreo 30 dolari. Ca să poți lucra. Deci asta e minimul care permite site-ul. Unica Bitcoin Gold, mie ce nu mi-a plăcut. Foarte multe refuzuri, vedeți. I, asta. Ce înseamnă că au întors banii. Realitate 15 în 2 zile 1, 2, 3 tranzacții nu mă s-au primit 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi-au refuzat. Adică cum au refuzat? Ei, ca să nu fie minus, îi întorc. Deci Bitcoin Gold adânci și situația e
puțini burse care lucrează cu această monedă, des cel mai puțini, sunt 9 și n-au prea multe variante. Unde sunt mai multe, de mai ușor, adică Ripple pe 24. Rar când se întoarce. Dash 17. Bitcoin SV12, leac mai mult. Zcash poate fi situația ca și la Bitcoin. Gold. Deci alegem moneta cea unde este mai multe burse. La ei în listă, deci. Cel mai multe cu Bitcoin, 34. Dar Bitcoin trebuie de început a lucra minimum cu 200 și ceva de dolari. Deci nu tot timp avem așa sume. De ce în cazul dat cu 70 de pildă și procentul mare Bitcoin SV azi merge pe primul plan. 2 întreg 2,03%. Poate fi și 2,04%. Stellar în minus. E că uitați, vedeți, Ripple era minus, deja e 0,64. După situație. Permanent cursurile cresc, scad. Nu și Ethereum merge de lucrat. Ethereum, că sunt multe burse. Dar aici tot undeva 100 de dolari trebuie să vă orientați. 100 și ceva. Cursul acum la Ethereum crește, de-a mai 208 dolari, 0,5 o să trebuiască 104, deci cu rezerve vă trebuie undeva 110 dolari ca să începeți cu Ethereum. Bitcoin SV 124, în jumate, undeva, cum am spus, 70. Dash, 95, jumate, undeva, 50 dolari. Ripple 250 de monede, undeva 75 dolari. Nu, 60-70. Deci, care era ideea la acest video? Că dacă doriți repede să faceți 100%, întoarceți suma care s-a investit-o și continuați cu venitul deja, cum eu procedez deja, mi-am întors banii mei de pe acest site și acum continui deja cu venitul. Și aici deja, dacă și ceva se întâmplă, eu nu risc cu banii mei, dar risc cu venitul. Deci, cum se lucrează deja cu venitul? Deci, puneți un careva plan, ați făcut 100%, venite deasupra, 50 ați scos, 50 lăsați ca să măriți rulajul, să aveți mai mare sumă. Pentru că ce înseamnă ați făcut? Aveți 100 dolari. Ați făcut 100, 100 ați scos. Amoi, ați mai făcut 100, de pildă ați scos 50 și continuați cu 150. Ați făcut 300, de pildă scoateți 100 și continuați cu 200. Și tot așa, adică e treptat, măriți suma care o învârtiți. Și atunci o să vă ridicați la sume mai interesant. Dacă site-ul acesta vă lucrează, știu, vreo jumătate de an, o să fie super. Deci în săptămână, două, în cel mai rău caz, cum am văzut eu cu Bitcoin SV, 18 zile, 20 zile, deci 3 săptămâni, vă întoarceți bani. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.